Evenimentul a avut loc duminică. Jandarmii argeșeni au fost sezizați cu privire la faptul că în comuna Bradu se desfășoară un botez. Ajunși la fața locului, aceștia au constatat că în curtea unui localnic se află mai multe persoane care participă la eveniment. Da, șef, să trăiți! Petrecerea a fost oprită, iar organizatorul și participanții au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 3.500 de lei și vineri jandarmii au primit o sesizare pentru un botez desfășurat în interiorul unui restaurant de pe raza comunei Albota. Jandarmii au sancționat contravențional atât organizatorul evenimentului cât și administratorul societății comerciale cu amendă în valoare de 2.000 de lei fiecare, iar petrecerea a fost oprită. Pe timpul verificărilor persoanelor care se aflau la eveniment, jandarmii au depistat un bărbat care avea impusă măsura carantinării la domiciliu ca urmare a sosirii din Spania. Acesta a fost sancționat cu amendă în valoare de 1.000 de lei. Anexa 3, articolul 2, punctul, articolul 1. Dar nu spuneți în articol. Vă spun ca să știți, să înțelegi. Evenimentele private, nu botezul, deocamdată sunt închise, posibil după 1 iunie încolo. Autoritățile au precizat că din 1 iunie va fi permisă organizarea de nunți, botezuri, mese festive cu un număr de până la 70 de persoane în aer liber și 50 de persoane în interior. Dacă participanții sunt vaccinați, este eliminată restricția privind numărul participanților. De la 1 iulie, numărul va crește la 80 în interior și 100 în exterior. O nouă creștere va fi la 1 august. Dacă organizatorul garantează că toate persoanele sunt vaccinate, se renunță la restricționarea numărului de participanți.